Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Partea asta de lume, adică în sud, spre Valea Prahovei încolo, băi, se stă la Comarnic cu orele acolo, pe drumul ăla. Asta e o altă discuție. Bă, de zeci de ani este coada acolo, n-au făcut un pasaj subteran sau o centură sau ceva. De zeci de ani e aceeași problemă. Ați văzut la Brașov când s-au prins luminițele ce era în Piața Sfatului? Asta-i. Eu am prins a doua chestie, da. Câteva ediții Cerbul de Aur. Acolo când era amenajată scenă cu tribune și așa mai departe. Niciodată, niciodată n-am văzut atâta lume în Piața Sfatului. Așa e, și nu doar în Piața Sfatului din Brașov, și în sectorul 6, și în București, și la Craiova, și oriunde s-au deschis târguri de Crăciun, lumea a ieșit în masă, în masă. Da. Și mă întreb dacă este anul ăsta ceva special, poate că după 2 ani de pandemie, sau aici o fi altă explicație. L-am sunat pe sociologul Gelu Duminică. Bună dimineața, Gelu! Bună dimineața! De ce se înghesuie românii în aceleași locuri mereu? În fiecare an, când sunt niște zile libere, întotdeauna înghesuială în aceleași locuri. A, apropo, lumea spune, unii spun, dar de ce nu te duci cu trenul pe Valea Prahovei, dacă ești bucureștean și știi că la Comarnic? E corect, așa este. Dar și trenurile sunt super, super aglomerate în perioada asta. Dar nu, că trenurile s-ar putea suplimentat, dar cu trenul nu poți să-ți palezi mașina. Da? Nu poți să arăți cât de șmecher ești. Că, de fapt, știți, lucrurile astea sunt și un fel de pelerinaj. Monden din ăsta, așa. E inconștient de multe ori. Adică, nu o faci. Mulți nu o fac conștient. Bă, mă duc la Poiana Brașov că arăt eu că am bani. Nu. Dar să vezi că toată gașca ta se duc acolo, cei pe care urmărești tu, către care aspiri ca și grup, da, se duc acolo și zici, băi, hai să mă duc și eu acolo. Asta se numește în teorie sociologică capital simbolic. Iar România este plină de capital simbolic. Adică, ce înseamnă de fapt? Adică cum se manifestă? Ce înseamnă capital simbolic? În momentul în care consumi chestiuni, da, obiecte, lucruri, produse și așa mai departe, care sunt mai degrabă etalonul unei caste superioare, hai să zicem așa, la care tu aspiri. Cumperi haine de super firmă, parfumuri super scumpe, îți iei telefoane, faci rată ca să-ți iei telefon. Da? Nu, la super șmecher și așa mai departe. Da, pentru că lumea, în momentul în care vede, zice, bă, ăsta e cine trebuie, bă. Haina e un tip face de succes. E un tip de succes. Haina face pe om, zice o vorbă românească. Iar noi încă trăim în mentalitatea asta suficient de mult. Nu cred că pandemia a influențat foarte mult povestea asta, dar poate doar a accentuat un pic dorința de a etala, uite, da? Pentru că vreo 2 ani de zile nu prea am avut unde să etalăm. Însă dacă stăm și ne gândim și înainte de pandemie, era la fel. Adică spuneai și tu mai devreme, Valea Prahovei, drumul fără, da, până la Predeal faci 6 ore și lumea tot se duce. Adică știi foarte clar că faci 6 ore până acolo. Dar asta este o atitudine nouă, e în anii de tranziție sau? Cu siguranță, da. E mai ales în anii de tranziție, da, pentru că în perioada comunismului nu puteam să arătăm, n-aveam cum. Toți eram tipurile egale. Da, și atunci arătatul ăsta era mai cu perdea, dacă avea pereche de jeans și te întreba lumea, da, însă aș sta accentuat după 90. Însă dacă ne aducem aminte de descrierea Moldovei a lui Cantemiro, să ne dăm seama că obiceiul ăsta nu e un obicei specific anilor 90, din anii 90 încoace. În descrierea Moldovei, Cantemir spunea cam cum ce se întâmpla la o petrecere. Haleală, pe primul loc. Da? Mâncare multă, dar multă, dar multă rău. Dar după care, în momentul în care se îmbătau ăștia suficient de bine, făceau două lucruri. Unu, nu mai ascultau muzică din aia folclor, ci o dădeau pe muzică turcească, manea și muzica fanarului. Doi, trăgeau cutunul. Să vadă lumea, frate, ca să audă lumea că acolo e o mare petrecere. Ca dacă nu trăgeau cutunul, nu știa nimeni că la Boierul nu știu care e petrecere. Dacă cum sunt artificii acum, nu? Te-ai văzut. Adică comportamentul ăsta de consum nu e nou. Adică la noi contează foarte mult valoarea. Dacă ne uitați și la cadouri, suntem foarte atenți ce cadouri dăm, să fie ăla mulțumit. Când dăm șpagă, ne chinuim să zicem, bă frate, a fost ăla mulțumit
Dar nu e vorba de mulțumirea efectivă. Ce să, și tu, la rândul tău, să ai sentimentul ăla. E sentimentul de respect și, adică și față de tine însuți când dai șpag. E satisfacția unei șpăgi bine create. Da, adică uite că am putut sunt om. Nu poți să dai șpagă ca toți săracii. Adică despre ce vorbim, ești păsărătie. Adevărul că și cu șpaga merge o poveste după aia, că poți să te lauzi. Băi, când am fost acolo, am dat șpaga asta, adică n-am dat orice. Da, deci, din păcate, suntem o societate în tranziție care, în care nevoie să arate astfel de lucruri. Nu degeaba avem cel mai mare consum de produse de lux din Estul Europei, excepție Rusia, da, nu degeaba, pentru că la noi îmbogățiții sau cei din middle class, atât cât avem noi middle class în România, da, simt nevoia să afișeze mai mult decât ceilalți, bun, pentru că am fost crescuți așa. Vă gândiți aminte camera aia de bună? Da, stai aia puțin, Gelu, vreau să te întreb așa. Bun, ok. Sunt convins că o parte din cei care se înghesuie la Poiana Brașov sau prin cluburi au acest gen de motivație, fie și subconștientă. Eu unul cred că nu toți, cred că cei mai mulți se duc, pentru că au niște zile libere și spun, na, vreau să mă duc și eu la munte cu copii, adică chiar vrem să ieșim undeva. Dar întrebarea mea este următoarea. Nu este Valea Prahovei, tot respectul pentru industria turistică de acolo, dar nu e singura destinație turistică accesibilă în România. Cei mai mulți se înghesuie în locurile alea și în jur sunt diverse alte zone neexploatate. Aici, deci cum explici această lipsă de curiozitate pentru alte și alte zone decât cele tradiționale? O să vă supăr și poate greșesc. Nu luați ce vă spun eu ca adevăr fundamental. Însă, eu mă duc în Valea lui Stan. Da? Deci Argeș puțin încolo, de foarte multe ori. De trei ori mai frumoasă din punctul meu de vedere decât Valea Prahovei și de cinci ori mai ieftin. Și de ce? De ce sunt puțini care preferă alternativa? Păi ce înseamnă Valea lui Stan în mentalul colectiv? Ia! Să spui Valea Prahovei și la Predeal, bă, te pismuiesc, bă, trei vecini. Dacă îmi spun, am fost la Aref. Bine, mă, la Aref. Săracule! Săracule, mă, sărăntocule, de atât ai fost tu bani de Areful. Sărăchie! Noi contează, mă, cum e că noi contează mamaia, conta. Uite, nu știu ce s-a întâmplat anul ăsta, da, pentru că foarte mulți au plecat în afară. Pentru că lumea a început să înțeleagă că, de fapt, la Valea Prahovei, oameni buni, eu când am văzut un revelion, costă 1200 de euro 3 zile. Da, cam mult. Am înțepenit, da? Adică, măi, fraților, e 700 de euro de persoană. Ați nebunit, 6-700. Ați nebunit, păi cu banii ăștia te duci la Paris. Așa e, chiar așa e. Bine, mulțumim foarte mult, Gelu Duminică, pentru intervenția în Deșteptarea. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.